Este ora 14, bine v-am regăsit. Președintele Joe Biden își trimite soția în România. Este o informație cel puțin surprinzătoare a acestei zile. Întrebarea la care încercăm să găsim răspuns la această oră este aceea legată de simbolistica acestei vizite. Este doar o vizită simbolică sau are o încărcătură mai importantă din punct de vedere diplomatic și strategic pentru țara noastră? Avem o legătură telefonică directă cu fostul ministru de externe, domnul Cristian Diaconescu. Este în direct cu noi. Bună ziua, domnule ministru, vă mulțumesc mult! Bună ziua! Este, după cum spuneam, o vizită simbolică sau are o încărcătură mai mare această vizită? Da, are o încărcătură mai mare fiind o vizită simbolică, pentru că o astfel de prezență din Statele Unite în România demonstrează foarte clar voința americană de a fi alături la cel mai înalt nivel în ceea ce privește reprezentarea publică cu România și apropierea americanilor de tot ceea ce înseamnă un răspuns în legătură cu criza din regiune. Pot doar să vă spun că o astfel de vizită la acest nivel presupune un efort de securitate impresionant. Se știe acest lucru. Deci, din această perspectivă, este cât se poate de evident faptul că atât la est cât și la vest Statele Unite transmite un mesaj categoric și clar în ceea ce privește nivelul de seriozitate și implicare pe care partea americană îl consideră necesar a fi subliniat astăzi. Vorbiți despre un nivel mare de securitate, este o provocare și pentru România din punctul de vedere al securității această vizită a primei doamne a Statelor Unite? În egală măsură. Noi aici suntem în ochiul vulcanului. Noi în această regiune practic suntem la limita desfășurării unui război. O prezență americană de un astfel de nivel presupune în mod categoric un efort în ceea ce privește eliminarea oricăror forme de riscuri și amenințări, chiar dacă ar privi indirect desfășurarea acestei vizite. Deci, din această perspectivă, lucrurile mi se par cât se poate de clare, dincolo de toate riscurile și amenințările care se evaluează în detaliu de către americani pentru astfel de prezență, a prevalat interesul ca America să fie prezentă și în acest tip de participare simbolică la efortul de solidarizare pe de o parte a europenilor și de prezentare cât se poate de clară a atitudinii față de proximitatea estică. Domnule ministru, o analiză din The Times, Rusia va încerca să deschidă un nou front pentru a ataca Ucraina printr-o invazie în Moldova. Cum vi se pare acest scenariu? Nu cred că este plauzibil în acest moment, ca să răspund cât se poate de clar. Evident, dinspre Transnistria spre Ucraina, un efort militar strategic ar fi aproape inutil în acest moment. Da, interesul deocamdată de parcurs al Federației Ruse este să țină dislocată o forță ucraineană cât mai mare la frontiera Republicii Moldova, implicit a zonei separatiste transnistrene. Deci nu cred într-o ofensivă militară în acest moment în legătură cu Republica Moldova. Pot apărea scenarii de destabilizare, pot fi intervenții în zona Odessa, dar atâta vreme cât nu se întâmplă aceste dezvoltări, un atac direct nu ar folosi sub nicio formă Federației Ruse și nu cred că aceasta este strategia de urmat. Având în vedere că vorbim despre o publicație detaliată de Times, cine ar avea interesul să propage astfel de scenarii? Știu că suntem în mijlocul unui război hibrid și din acest punct de vedere informații care apar în diverse surse, chiar obiective, oneste, trebuie luate cu foarte mare atenție. Da, e important ceea ce spuneți. La sfârșitul acesta de săptămână, televiziuni rusești au încercat să popularizeze ideea unui posibil atac nuclear. Asta e, dacă va fi, va fi. Cam ăsta a fost tonul imprimat de moderatorii ai televiziunii ruse. Care ar fi semnificația? Repet ceea ce am mai spus și când mi-ați oferit posibilitatea să vorbesc la postul dumneavoastră de televiziune. Este foarte important
să decelăm, să discernem în acest moment ce înseamnă jurnalism, formatori de opinie, analiști independenți care își fac activitatea cât se poate de onest și pe surse, analizând lucid această situație de criză, și persoane care transmit mesaje standardizate, elaborate, repet, în contextul unui război hibrid. Replicile, atitudinile, poziționările instituționale sunt urmărite prin acest exercițiu de manipulare. Sigur că acest lucru nu înseamnă a nu ține cont de niciun fel de semnal transmis din zona de informare, ca să zic așa, a Moscovei, dar trebuie să evaluate foarte atent și tratate cu foarte multă rezervă, pentru că, repet, marea lor majoritate sunt provocatori. Subliniem concluzia dumneavoastră, foarte puțin probabil, chiar improbabil, ca Rusia să atace Republica Moldova, să încerce să deschidă un nou front pentru a ataca Ucraina printr-o invazie în Moldova. Domnule ministru, vă mulțumesc mult pentru această intervenție. Ne întoarcem în țară, unde ne atrage atenția o declarație făcută de ministrul român al turismului. Ministrul turismului îi critică pe acei români care aleg să-și petreacă vacanța în locuri foarte scumpe de pe litoralul românesc. Citez: nu-mi explic cum o parte dintre români preferă aceste locuri scumpe. Concluzia mea este doar că își permit, că altfel nu înțeleg. Un exercițiu de onestitate. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Alături de mine, analistul economic Adrian Negrescu. Bună ziua, domnule Negrescu, vă mulțumesc mult. Bună ziua, bun găsit. Îi mulțumesc lui Răzvan Pascu, este consultant în turism. Bună ziua, domnule Pascu, vă mulțumesc mult și dumneavoastră. Salut, bună, mulțumesc pentru invitație. Și nu în ultimul rând, Traian Bădulescu, ANAT. Bună ziua, domnule Bădulescu, vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră. Cred că vom încerca să refacem această ultimă legătură. Domnule Pascu, voi începe cu dumneavoastră. Interesantă această declarație, un fel de critică lansată de ministrul turismului către cei care aleg să meargă în România, pe litoralul românesc, în locuri foarte scumpe. Nu îmi explic cum o parte dintre români preferă aceste locuri scumpe, spune ministrul Cadariu. Cum ar trebui să luăm declarația asta? Nici nu ar trebui să o băgăm în seamă, cred că prea mult, pentru că e așa, o chestie populistă, ca să mai dai o declarație de presă, să se mai vorbească un pic despre tine și oricum, după perioada de, după ce ești ministru, nu mai știe nimeni despre tine și nici ce ai făcut. În loc să se ocupe, pentru că tot acest ministru acum vreo două săptămâni de zile, parcă anunțase că vrea să schimbe logo-ul turistic al României, să facă branding și așa mai departe. Nu mă interesează în ce partid este domnul ministru, mă interesează să facă treabă. Și în acest moment nu simt că s-a întâmplat ceva de când însul este ministru. Adică să te apuci și să vorbești despre faptul că hai să mergem undeva mai ieftin, că e mai bine, că e prea scump și nu e bine. Știți cum e? Dacă omul își permite și dacă simte că plătește ceva și primește înapoi ce merită de banii respectiv, lasă să se ducă unde vrea. A mai fost un ministru, mai mi-aduc aminte numele, care critica pe cei care călătoresc în străinătate. Asta e o chestie comunistă, iertați-mă, de acum 30-40 de ani, hai să călătorim în România, să fie bine ca să nu fie rău. Până la urmă, el ca ministru și în general un ministru al turismului trebuie să facă... Despre așa... România vorbește, despre litoralul român, spune că este mult prea scump. Ce spuneam eu, dacă în trecut a mai fost o astfel de declarație, îi certa pe oameni să călătoresc prea mult în străinătate și hai să călătorim mai mult în România. Ok, acest ministru spune că călătorim în România, dar hai să mai mergem și la alea mai ieftine, nu la cele scumpe. Deci știți cum e, până la urmă omul alege ce îi se pare că e mai potrivit, alege și în funcție de buget, de aceea există, vedeți, noastră turismul este o industrie fantastic de frumoasă și are această capacitate că oferă tuturor o posibilitate. Există facilități pentru 2 stele, 3 stele, 5 stele, dacă îți permiți, 5 stele plus. Dacă îți permiți, ai mai mulți bani, indiferent cum ai făcut, că nu despre asta vorbim, că noi nu suntem instituție care să verifice cum au făcut oamenii banii, dar dacă sunt și oameni onești care au făcut bani mulți în țara asta și vor să călătorească în condiții decente, inclusiv în România. Dacă ei își permit să călătorească, lași să se călătorească, tu fă facilități turistice, fă evenimente, fă branding, adu turiști străini, asta e treaba ta, nu să te apuci tu și să spui că nu merită 300 de euro pe noapte de cazare la mare, de exemplu. Dar eu mă întreb, tu ca ministru, n-ar trebui să faci, de exemplu, astfel încât sezonul să-l prelungești?
și el să nu mai fie doar 2 luni de zile pe litoral, astfel încât poate oamenii aia de afaceri care au băgat 10 milioane de euro într-un hotel cu credit de la bancă, poate nu o să mai ceară 300 de euro pe noapte de cazare, că au doar 2 luni de sezon pe an și poate o să ceară mai puțin dacă tu îi prelungești sezonul. Adică aș vedea să-și vadă un pic de lungul nasului și să se ocupe de ce știe dânsul, ce trebuie să facă dânsul mai bine și nu să ne certe pe noi că călătorim la 5 stele sau la 3 stele. Călătorim unde ne permitem și unde ne place. Domnule Negrescu, o declarație care arată sinceritate sau neputință că un ministru care spune e mult prea scump înseamnă că nu își permite să meargă acolo și că nici nu prea își permite să facă prea multe pentru a-i proteja pe român de prețurile mari? Mai mult neputință decât sinceritate, pentru că, într-adevăr, ceea ce spunea și Răzvan Pașcu este adevărat. Ministrul Turismului ar trebui să susțină dezvoltarea turismului în România, să îndemne pe români să meargă în hoteluri, indiferent de tarif, să încerce să aducă bani și să păstreze bani în țară și să genereze afaceri în acest domeniu, care ar trebui să fie unul vital pentru economia românească, ar trebui să reprezinte unul dintre vectorii de creștere economică a României, pentru că ne-a dat Dumnezeu de toate, mare, munte, tot ceea ce avem nevoie în România, găsind din punct de vedere turistic. Din păcate, autoritățile, ca de fiecare dată, eșuează în a oferi o platformă de comunicare și de promovare pentru turism românesc. Domnul Cădăriu este cel care, acum, după scandalul de la New York, știți, cu acea expoziție, da, cu cearșafurile negre, și-a luat jucăriile și a plecat. Ne-a spus că nu va mai organiza nimic în 2022 pentru că nu se poate. E, cam asta este mentalitatea, cum de altfel am văzut inclusiv la Ministerul Agriculturii genul ăsta de mentalitate, când domnul ministru ne povestea de faptul că ar trebui să mergem cu burta plină la hipermarket dacă vrem să nu fim loviți atât de tare de prețurile la alimente. E din aceea serie de declarații cel puțin neinspirate, care denotă lipsă de responsabilitate și poate și de cunoaștere în domeniile pe care acești oameni le păstoresc, ca să zic așa. E, noi am avea nevoie de o strategie în turism. Ar fi trebuit ca în perioada asta să organizăm caravane turistice, să atragem operatori internaționali, să încercăm să ne promovăm măcar pentru turiștii români destinațiile de călătorie din România. Dar iată că asta este România. Noroc cu privații care mai reușesc să construiască ceva în țara asta. Și ce spunea și Răzvan Pașcu, într-adevăr, dacă ei construiesc și investesc zeci de milioane de euro, ce o să facă? O să ceară toți 100 de lei pe noapte? Ar trebui să stimulăm investițiile și să le oferim inclusiv condiții fiscale mai bune pentru ca acești oameni să construiască, nu doar să administreze niște bunuri deja existente. Domnule Pascu, aflăm că a fost cel mai bun sezon, cel mai bun weekend de la mare din ultimii 3 ani. E și primul fără restricții. Ne putem aștepta ca tot sezonul să fie așa la malul Mării Negre? Doamne ajută să fie așa. Mă bucur că după 2 ani de zile în care am vorbit numai de chin și de pandemie și de restricții și de chestiuni psihologice pe care nu mai rezistai la ele, acum vorbim și noi de lucruri bune. Și mă bucur că din nou după 2 ani de zile intru la dumneavoastră și vorbim în sfârșit de lucruri pozitive. Că m-am săturat să vorbesc despre restricții, despre am învățat testele COVID pe de rost, am învățat scumpiri și așa mai departe. Deci hai să vorbim și de lucruri pozitive. Eu acum vreo lună și ceva, mi-amintesc că tot, cred că la dumneavoastră, într-o emisiune, spuneam că mă aștept ca litoralul să fie plin în vara aceasta și le spuneam tuturor că dacă vor să au de gând să meargă într-o vacanță, că este ea pe litoral sau în altă parte la vară, să-și să apuce să rezerve, pentru că dacă o lasă pe ultima 100 de metri crezând că prețurile vor scădea, credeți-mă că nu se va întâmpla așa. Deci dacă n-au apucat să-și rezerve, să-și rezerve măcar acum, pentru că a fost o perioadă în care s-a prelungit acel early booking și nu a mai fost până la sfârșit de martie, deci inclusiv în luna aprilie s-a putut rezerva pe tarife bune. Dar mulți români s-au speriat când a început războiul din Ucraina și au pus totul pe hold, inclusiv visurile lor de a călători, pentru că asta eu îl văd ca pe un întreg concept. Să-ți cumperi o vacanță nu înseamnă doar călătoria în sine, ci înseamnă efectiv și pregătirea de dinainte, să stai, să urmărești, să cauți oferte, să te bucuri, să te gândești cum va fi, ce haine mi-au, ce pastile mi-au, ce vaccinuri trebuie să-mi fac și așa mai departe, ce ghiduri de călătorie și așa mai departe. Deci bucurați-vă, oameni buni, pentru că în ultimii 2 ani am descoperit cu toții că viața e foarte scurtă și că multe lucruri se pot schimba de o la zi la alta și poate
poate că ăsta e principalul mesaj pe care vreau să-l transmit în această emisiune, să ne bucurăm de experiențe și nu de a bifa niște locuri. Nu mai bifați locuri, nu mergeți la Roma doar ca să ajungeți la locul X, Y, Z, nu, mergeți la Paris și stați pe Champs-Élysées și beți o cafea și bucurați-vă de privind oamenii care circulă pe stradă și nu trebuie neapărat să stați 2 ore sau 3 ore la coadă la turnul Eiffel dacă vedeți că e coada prea mare. Bucurați-vă de viață și de toate experiențele pe care le trăiți. Un mesaj optimist, un mesaj pe care îl regăsim și din partea operatorilor internaționali de turism, se situează cam pe aceeași zonă a exploatării momentului și nu a bifării, după cum spunea Răzvan Pascu. Cred că l-auzim și pe Traian Bădulescu acum și aș fi vrut să aflu și din partea dumneavoastră. Bună ziua, bine v-am regăsit și bine i-am regăsit și pe colegii mei, dar din păcate nu se auzea pe Skype, nu aveam sonor. Ne auzim acum și ne auzim foarte bine. Voiam să vă întreb dacă nu cumva ministrul turismului îi ușuiește așa, îi îndepărtează pe cei care, după cum spunea Răzvan Pascu, poate au bani, poate își permit, poate merg la malul Mării Negre cu gândul unui anumit tip de distracție, de vacanță. Ei bine, ministrul spune că nu își explică cum aleg astfel de locuri scumpe. Până la urmă și locurile astea scumpe contribuie tot la PIB-ul României, nu? Da, bine, declarația a fost pusă într-un anumit context, se referea la locurile scumpe. Dar eu zic că este de explicat, așa și cum și la un avion avem business class, sunt turiști care aleg cele câteva procente din locuri, plătesc mai mult, au ceva servicii în plus și au spațiu mai mare și doresc să stea într-o anumită atmosferă. La fel și la noi pe litoral, mai ales în Mamaia Nord, Năvodari, precum și la Poiana Brașov, de exemplu. Și culmea, paradoxal, primele hoteluri care s-au umplut, de exemplu, de Paște sau și de unul mai, în mare parte sunt cele scumpe. Sunt zeci de mii de români minim care își permit să achite această sumă. Doar ca și nuanța, litoralul românesc este pentru toate buzunarele și acum de unul mai au fost și oferte cu 400-500 de lei, 3 nopți de cazare și cu mic dejun la un hotel de 2-3 stele în sudul litoralului sau chiar și Mamaia sau la vile și da, sunt și hoteluri unde și acum un turist, o familie să spunem, achitat de la 2000-3000 de lei în sus, în Mamaia Nord Năvodari sau la anumite complexe de 45 stele, iar vara, într-adevăr, avem pachete turistice și de 1500-2000 de lei de familie, pornind de la acest tarif pentru un sejur și se poate ajunge și la 2000-3000 de euro. Deci depinde foarte mult de tipul de hotel. În toată lumea avem hoteluri mai ieftine, hoteluri mai scumpe, nu toți își permit anumite branduri de automobil. Asta este, dar tocmai asta spun. Litoralul românesc chiar are o varietate mare de tarife, de la foarte ieftin până la, într-adevăr, foarte scump. Există, Adrian Negrescu, vreo explicație pentru faptul că litoralul nu pare atins de criza de care se plânge toată lumea, de scăderea puterii de cumpărare? Pe de o parte este dorința românilor de a ieși din casă, ceea ce spune și Răzvan Pascu și Traian, faptul că oamenii după 2 ani de zile de pandemie își doresc să iasă, să meargă în vacanțe, să uite de restricțiile din pandemie și probabil mulți au adunat bani pentru aceste vacanțe de 1 mai, de probabil și la vară litoralul va fi foarte plin. Iar pe de altă parte să nu uităm că este și efectul voucherilor de vacanță, al celor din sectorul bugetar. Multe dintre hotelurile de pe litoral, mai ales din stațiunile astea extrem de importante de pe litoral, sunt ocupate în marea lor majoritate de cei care au vouchere de vacanță. Aici există acea discriminare despre care am mai vorbit de foarte multe ori la dumneavoastră, vouchere de vacanță pentru bugetar, mai puțin pentru cei din mediul privat, pentru că nu și le permit companiile. Acolo lucrurile într-adevăr sunt într-o zonă speculativă, pentru că într-adevăr mare parte din prețurile pe care le vedem la multe dintre hotelurile de pe litoral au legătură și cu cuantumul voucherilor de vacanță. Toată lumea încearcă să speculeze practic această infrastructură financiară. Pe de altă parte, da, eu mă aștept și cred că este normal să fie așa, că oamenii să încerce să uite de pandemie, să uite de inflație, să uite de problemele cu care se confruntă și din puținul pe care l-au, să-și creeze măcar câteva ferestre de distracție, dacă nu o săptămână, măcar câteva zile la mare, la munte, în cine știe pe unde, numai pentru a scăpa puțin de acest stres social generat de inflație, de prețuri, de pandemie și de război, să nu uităm războiul de la granițele noastre. Înțeleg, Răzvan Pascu, că aceste zile de 1 mai au fost prelungite pentru cei care și-au dorit să rămână pe litoral, pentru că urmează un alt festival muzical, un alt prilej de distracție. Înțeleg de asemenea că începe să se resusciteze Costineștiul
stațiunea Tineretului. Asta e o veste bună, pentru că acolo peisajul era cel puțin dezolant în ultimii ani. Dezolant e puțin spus, nu, astăzi sunteți foarte drăguță și diplomată ca de obicei, dar dezolant e puțin spus, ce se întâmpla în Costinești era o mizerie, efectiv, pentru că de multe ori am avut senzația că primarii din stațiunile de pe litoral sunt doar primari care se ocupă efectiv de voturi, de oamenii lor. Deci interesează mai degrabă să fie bine privit, să fie aleși încă un mandat, dar nu sunt manageri de stațiuni, pentru că noi asta ar trebui să avem. Nu un primar ar trebui să se ocupe de dezvoltarea turistică a Costineștiului, ci un manager de stațiune turistică care are alte priorități, vedeți dumneavoastră. Deci un turist care vine o dată pe an, o săptămână sau trei zile, are alte priorități decât un localnic care trăiește acolo. Gândiți-vă, de exemplu, la oamenii din Veneția, care înainte de pandemie și-au în Barcelona, protestau împotriva atâtor turiști, atât de mulți turiști. Deci, practic, ce interesează pe un localnic s-ar putea de multe ori să fie diferit de ce interesează pe un turist. Și atunci trebuie să avem și un manager de stațiune care să administreze stațiunea din punct de vedere turistic. De exemplu, o chestie banală, să curețe coșurile de gunoi sau măcar să le instaleze, pentru că acolo era o mizerie de nedescris. Dar da, ca să închei din nou într-o notă pozitivă, weekendul acesta a fost o surpriză foarte plăcută cu Costineștiul. E cumva generația TikTok care a ajuns acolo și care a început să reînvie stațiunea datorită acestui festival care s-a întâmplat. Și sunt evident și alții care și-au permis să călătorească în străinătate. Inclusiv eu am fost de Paște cu un grup destul de mare de turiști în Mauritius. Sunt destinații, inclusiv cele exclusiviste, mai scumpe pentru domn ministru, care au prins la români și care vor prinde în continuare. Eu personal aproape toate excursiile de anul acesta, care nu sunt deloc ieftine, sunt vândute. Deci trebuie să transmit domnului ministru că există și români cu bani. Citeam în Ziarul Financiar că există un studiu foarte clar care spune că peste 50.000 de români în România au avere minimă de 1 milion de euro. Asta, bineînțeles, în România se calculează inclusiv valoarea proprietății. Mulți sunt proprietari pe casele și apartamentele lor. Dar există totuși un public care își permite să câștigă niște salarii buni sau au diverse business-uri și își permit inclusiv acele hoteluri scumpe din România sau destinații exclusiviste în străinătate. Și încă un lucru vreau să mai adaug și cu asta închei. Apropo de ce discutați acum câteva minute, inflația se simte diferit de la om la om. Asta e un fenomen foarte pervers, inflația. Pentru că eu personal, dacă eu, de exemplu, merg la serviciu dus întors cu mașina, atunci evident simt inflația altfel, pentru că bag benzină, da? Și văd că un plin de benzină mă costă cu 20-30% mai mult decât înainte, sau poate chiar mai mult. Dar eu dacă merg cu bicicleta la serviciu, nu mai simt inflația la fel. Dacă mănânc o mâncare care, nu știu, n-a crescut, dacă nu fac o casă, de exemplu, să văd că fierul beton a crescut de la 6 la 10 lei, atunci eu nu o să știu, nu sunt afectat atât de tare. Deci inflația se simte diferit și unii oameni sunt mai afectați și alții mai puțin. De aceea cred că într-adevăr ce ar trebui să facă guvernul în perioada asta este să-i susțină pe cei care sunt foarte vulnerabili, care au salarii mici, cum sunt pensionarii sau asistații sociali, dar pe bune, nu cei închipuiți, și care au nevoie de ajutor, oamenii cu handicap și așa mai departe, care continuă să aibă același venit și să-și consume mare parte din venit pe coșul de mâncare, care vedem că e tot mai scump. Deci inflația asta, ok, vorbim așa la general, a crescut inflația. Eu știu de 6 ani de zile de când fac călătorii exotice împreună cu turiștii care mă urmăresc pe Facebook, eu văd că în fiecare an prețul călătoriilor internaționale crește. Și bilete de avion, și hoteluri, și tot. Deci și până acum a fost inflația, nu e o chestie care a apărut peste noapte. Cu cât sunt mai scumpe biletele de avion acum față de sfârșitul anului trecut, de exemplu? Acum diferența nu este foarte mare, este între 10 și 15%. Ce este în plus este că au apărut tot mai multe zboruri și mă uitam pe un comunicat de presă trimis de curând de către aeroportul Otopeni, care anunță că traficul este aproape la 80% din cel din înainte de pandemie, deci 70-80% din 2019, ceea ce înseamnă din nou aglomerație. Și aici din nou vin și vă întreb pe dumneavoastră, oare chiar noi 2 ani de zile n-am știut că o să ne revenim cu turismul, o să se termine pandemia? În 2 ani ăștia nu puteam să-i folosim, să schimbăm măcar benzile alea de bagaje, că am venit acum 3 zile din Mauritius și am stat o oră jumate să ne vină bagajele, că nu aveau efectiv unde să mai pună bagajele. Adică iar ne-a luat prin surprindere și această redeschidere, vedeți? Dar pentru la toamnă prețurile mă aștept să crească în continuare și dacă eu m-am uitat, noi pregătim cu mult timp în avans, uneori chiar și cu un an de zile. Mă uit pentru Revelion, prețurile sunt îngrozitor de scumpe în toată lumea. Deci vă zic, în Oceanul Indian
De când s-a deschis Europa și britanicii, nemții, olandezii, francezii pot să călătorească, nu numai că prețurile au crescut cu 30-40% la hoteluri, ci sunt efectiv toate pline. Iar pe biletele de avion, sub 1200-1400 de euro pe America de Sud, de exemplu, sau pe Statele Unite în perioada Revelionului, nu mai găsești nimic. Deci o să ne așteptăm, e normal, prețurile au crescut în toate domeniile, o să crească și în turism. Nu se poate altfel. Răzvan Pascu, mulțumesc foarte mult. Rean Bădulescu, mai am o întrebare, pentru că mai aproape, în Europa, din ce în ce mai multe țări ridică restricțiile, nu mai există obligativitatea certificatului verde. Grecia a făcut acest anunț, Italia, de asemenea, a făcut acest anunț. Ne așteptăm ca această ridicare a restricțiilor să mărească numărul doritorilor de vacanțe în aceste țări? Da, absolut. Și chiar am văzut că rezervările au început să crească gradual, cam din martie. Într-adevăr, au fost temerile legate de conflictul din imediata noastră vecinătate, dar odată cu, în primul rând, eliminarea completă a restricțiilor în România pe 9 martie, a venit un val de optimism. Și chiar acum o săptămână, două, toți turoperatorii spuneau că, făcând linie până la începutul lui aprilie, am stat undeva la 70% față de 2019 ca rezervări, inclusiv early booking. Uh-huh. Acum, așa cum a menționat și Răzvan, comunicatul aeroportului Henri Coandă, faptul că partea de zboruri se ridică la 80% față de 2019 este un lucru bun. Arată că avem o ascensiune din săptămână în săptămână. Turiștii capătă iar curaj și încredere să călătorească și e normal după 2 ani de pandemie. Dar eu zic că ar trebui să profităm și noi românii, să atragem străini, mai ales că noi suntem printre primii care am eliminat total restricțiile și s-a văzut cel puțin pe partea de turism intern ce a însemnat 1 mai. S-ar putea, acum vedem zilele astea, să, ca numărul de turiști strict pe litoral de 1 mai să fie chiar nu cel puțin la fel, dacă nu mai mare decât cel din 2019, pentru că este prima dată când avem după 2 ani evenimente, festivaluri, mă bucură că a crescut iarăși Costineștiul. Ăsta e un semn de mult, zic că Costinești ar trebui să fie din nou stațiunea obișnuită a tineretului, a studenților, pentru că în Mamaia vorbim de ceva premium și e normal să fie așa, în Vama Veche non-conformist. Costinești era stațiunea tinerilor. Stațiunea tinerilor, mă gândeam, da. Și la statuie, da. Și sper totuși ca și autoritățile să investească mai mult în Costinești, pentru că era cândva un etalon și să sperăm că va reveni. Traian Bădulescu, Răzvan Pascu, vă mulțumesc foarte mult. După o scurtă pauză, alături de Adrian Negrescu, înțelegem că astăzi e o zi tristă pentru cei care au rate la locuințe. Acest indice care influențează în mod direct dobânzile a crescut la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani. Guvernul încă se gândește dacă ar trebui să ia această măsură a reeșalonării creditelor. E poate ceea ce le-a dat cel mai mult bătăi de cap, pentru că analizează această posibilitate de câteva luni. Vorbim și despre această tristă lună mai pentru șoferii care au avut RCA la City Insurance. Expiră această asigurare pentru toată lumea. 500.000 cel puțin de șoferi rămân fără RCA, începând de pe data de 11 mai. Ce au de făcut, vă spunem după o scurtă pauză. Rămânem împreună. Veștile sunt proaste pentru românii care au credite la bănci, pentru că astăzi indicele care influențează în mod direct aceste credite s-a ridicat la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani. Adrian Negrescu, se pare că nu mai există nicio limită pentru acest robor care, după cum spuneam, influențează direct creditele. Cu cât au crescut dobânzile? Păi suntem la 5,01 și 5,13 cel la 6 luni, roborul. E o creștere semnificativă care demonstrează faptul că în vreme de inflație, Banca Națională și băncile în general încearcă să scumpească banii, iar asta ne afectează pe toți, pentru că nu vorbim doar de creditele pe care le-am luat noi pentru case, pentru mașini, pentru bunuri de larg consum, ci și firmele. Și acolo este, din punctul meu de vedere, marea problemă, pentru că dacă firmele se împrumută mai scump, asta înseamnă că și produsele și serviciile pe care le vând devin mai scumpe. Și am intrat într-un iureș din ăsta inflaționist, din care vom ieși cu foarte, foarte mare greutate, în condițiile în care inflația încă n-a atins vârful, adică scumpirile încă n-au ajuns la nivelul maxim prognozat undeva pe luna iunie, dacă nu iulie, când vom avea o inflație de între 13 și 14% după estimările. Și atunci ne putem aștepta la o altă creștere a ratelor?
Da, cu siguranță indicele ROBOR va continua să crească, suntem la 5 acum, probabil se va duce spre 6, la fel ca și RCC-ul, acel indice care se aplică din mai 2019, o care pentru toate creditele luate, și acela e, în momentul de față pe la 1,8, probabil se va duce și el pe finalul anului spre 4%, pentru că se calculează puțin altfel. Cert este că cei care au credite în momentul de față ar trebui să se gândească la o refinanțare. Dacă nu mai au putut să plătească... Nu mai puțin, Adrian Negrescu, noțiunea asta de refinanțare împarte atât de mult, vă împarte și pe voi, analiștii economici, îi împarte și pe oamenii politici, atât de mult încât se tot analizează un proiect guvernamental de refinanțare și n-au ajuns la nicio soluție până la urmă. E adevărat că la finalul acestei refinanțări oamenii plătesc mult mai mult decât dacă, decât dacă n-ar recurge la acest instrument? Acolo e vorba de amânarea plăților, amânarea plății ratelor și despre asta se discute la nivel guvernamental. Practic, pentru cei care nu mai au acum, au rămas fără locuri de muncă, fără venituri, să poată să-și amâne practic ratele pe un orizont de 6-9 luni, în așa fel încât să facă rost de bani, adică se angajeze undeva și să aibă un salariu care să le permită să-și plătească ratele. Pentru restul, celor care au în momentul de față rate și își permit cât de cât să plătească, ca să-și reducă ratele, să nu mai fie atât de mari, pentru că, de pildă, la un credit de pentru un apartament de două camere, care anul trecut prin octombrie rata era undeva la nivel de 1.000-1.100 de lei, mă gândesc un credit de 6.500, de 65.000 de euro, s-a ajuns la 1.600-1.700 de lei. Pentru acești oameni, singura variantă în momentul de față să caute o sursă de refinanțare, adică să ducă la o bancă care oferă condiții mai bune de împrumut. Și mare atenție, cu o dobândă fixă pe următorii 2-3 ani, cât va dura acest iureș al creșterilor de dobândă, inflație și creșterea de prețuri în general. Eu și acolo trebuie cu mare atenție văzut prin oferte. De ce vă zic acest lucru? Pentru că cine interesează pe noi atunci când facem refinanțare? Costul final al creditului să nu fie mai mare decât în prezent, iar costurile de refinanțare să nu te îngroape și mai mult în probleme financiare. Deci, mare atenție inclusiv la dobânda anuală efectivă, adică dobânda practicată de bancă. Sunt diferențe fantastice între băncile din România, dovadă că e o piață liberă în care fiecare își vinde produsele cum își dorește. RCA este această lună, mai precis data de 11 mai, o lună grea pentru peste jumătate de milion de șoferi care au avut asigurări la City Insurance. Nu mai sunt valabile, notați-vă în agendă. Începând de pe data de 11 mai, RCA-ul dumneavoastră nu mai este valabil. Ce au de făcut șoferii? Ce mai pot recupera, Adrian Negrescu? Trebuie să-și facă o nouă asigurare. Și eu am fost în situația asta și chiar astăzi am semnat poliția de asigurare, care este la un preț cu 40% mai mare față de cea plătită anul trecut. De ce? Pentru că, într-adevăr, ASF-ul nu a monitorizat foarte bine această piață. Așa s-a ajuns ca cel mai mare asigurator din piață, care avea 3,5 milioane de clienți, era cel mai mare asigurator, aproape jumătate din piață, să poată să dea faliment, să poată să facă tot fel de mișmașuri cu banii, să practice prețuri de dumping, adică să impună niște prețuri foarte mici, dar care nu erau acoperite de lucrările reale, de reparația automobilelor, de costurile reale ale acestei firme de asigurări. Așa s-a ajuns la faliment. Noi suntem din păcate bun de plată în aceste condiții. Și de ce crește prețul asigurărilor? Pentru că ceilalți asiguratori trebuie să preia acești clienți și asta înseamnă costuri mai mari și pentru ei, în condițiile în care costurile cu reparația automobilor au crescut fantastic în ultimele luni. Sunt de creștere între 60 și 80% numai la piesele astea obișnuite de schimb, plăcuțe de frână, ulei, curele de transmisie. Deci e un iureș inflaționist și în această piață în care România ar trebui să deschidă ochii, pentru că sunt diverse oferte. Și atenție, trebuie să vă faceți asigurarea, pentru că dacă nu o faceți, s-ar putea să vă treziți fără... Asta voiam să te întreb. Probabil că sunt foarte mulți oameni care, confruntați cu această creștere mare a prețului RCA-ului despre care vorbeai și tu, se gândesc, mai bine nu mai fac. Nu, trebuie să o facă, pentru că e obligatorie în România. Există, vestea bună e că există diverse modalități de plată. Adică poți să o plătești și în rate în momentul de față, în așa fel încât să poți să plătești asigurarea respectivă. La mine, uite, pentru o mașină m-a costat 1500 de lei să fac asigurarea pe un an de zile. Destul de mult față de anul trecut. Dar astea sunt prețurile. Trebuie să ne adaptăm și ar cam fi trebuit să vedem și reacția autorităților, care ne-au tot promis o plafonare a prețurilor la asigurări. Știți că se vorbește de 3 luni de zile de plafonare. Mai ales că este mai degrabă un eșec al statului
prin lipsa de supraveghere și de anticipare a acest faliment al City Insurance. Și nu este primul faliment în domeniul asigurilor. Am mai avut cel puțin 4 societăți mari care au dat faliment. De ce? Pentru că n-au fost monitorizate cu atenție, pentru că aceste companii și-au permis să facă diverse artificii financiare, să spună că au niște bani deținuți în bănci străine care nu-i aveau, să spună că au niște costuri de finanțare care nu erau acoperite cu absolut nimic. Dar uite, de-aia ar trebui să avem un stat puternic care să ne protejeze pe noi cetățenii de astfel de abuzuri din piață, pentru că nu e primul și probabil nu e ultimul lucru de acest tip cu care ne vom confrunta. Să nu uităm că suntem țara în care am avut tot felul de firme protejate de statul român care au dat faliment și au lăsat în urmă foarte mulți păgubiți. Și eu de altfel sunt printre păgubiți până la urma urmei, pentru că aveam asigurare că se întindea pe o perioadă mai lungă de timp. Dar iată că, din cauza acestui faliment, această asigurare trebuie să o refac și să plătesc mai mult. Atenție, asta e realitatea României. 11 mai, aceasta este data de la care asigurările de la City Insurance nu mai sunt valabile, fie că erau făcute pe o perioadă mai lungă de timp, cum e cazul tău, Adrian Negrescu, sau mai scurtă. A fost o întâlnire crucială astăzi la Bruxelles pe tema soluției pe care Uniunea Europeană trebuie să o găsească pentru a tăia dependența de gazul rusesc după cazurile Poloniei și cel al Bulgariei, care s-au găsit cu ușa trântită în nas de către Moscova pentru că au refuzat să plătească gazul în ruble. La ce concluzie ne putem aștepta de pe urma acestei întâlniri, Adrian Negrescu? Cred că se va trena acest scandal și va fi lăsat așa în suspendare. Nu cred că se va ajunge la măsuri extreme nici de o parte, nici de cealaltă, pentru că pe de o parte europenii nu își permit să renunțe la gazul rusesc, mai ales Germania, o țară al doilea exportator al lumii. Dacă ar rămâne fără gazul rusesc, s-ar putea închide economia germană și ar provoca o recesiune în lanț în toate țările europene, inclusiv în România. Pe de altă parte, nici rușii nu își permit să oprească gazul, pentru că câștigă aproape $1 miliard pe zi din gazul și petrolul pe care le trimit la export. Vă dați seama că eu joacă așa, ne încercăm să ne luptăm, ca să zic așa, pe tărâm economic, dar nu cred că se va ajunge la acel moment. Da, vom încerca. Europenii încearcă deja să caute surse alternative de gaz, cum au căutat surse alternative de petrol și vedem decizia luată ieri de Uniunea Europeană. Merge pe petrolul din Azerbaijan, din Irak, se caută inclusiv varianta Venezuela. Pentru gaze va fi ceva mai dificil, pentru că, într-adevăr, acolo trebuie niște rețele de distribuție care nu prea sunt în momentul de față sau sunt și nu au capacitatea de a acoperi necesarul de gaze la nivel european. Mulțumesc foarte mult, Adrian Negrescu, pentru toate aceste explicații. În România, speranța de viață este în continuă scădere. România este penultima în Uniunea Europeană, potrivit datelor Oficiului European de Statistică. Speranța de viață a românilor a ajuns la puțin peste 74 de ani, după cea a vecinilor bulgari, care trăiesc în medie 73 de ani. Unul dintre motive ar fi pandemia din ultimii 2 ani. Estimările Eurostat pe baza datelor din 2020 arată că în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene a existat o scădere semnificativă a speranței de viață. Printre acestea se numără Spania, cu o scădere de 1 an și 6 luni, urmată de Bulgaria și Polonia, unde a fost înregistrată o micșorare de 1 an și 5 luni. Clasamentul este completat de Lituania și România, unde speranța de viață a scăzut cu 1 an și 4 luni. Țara noastră se situează pe penultimul loc în ceea ce privește speranța de viață, care a ajuns la puțin peste 74 de ani. În România, oricum, speranța de viață era una scăzută față de restul țărilor europene. Pandemia a avut acest rol, din păcate, pentru că multe persoane de vârsta a treia în România, având foarte multe boli, au decedat în perioada aceasta a pandemiei. Statisticile mai arată că la noi bărbații trăiesc în medie doar 6 ani după ce ies la pensie. Ceilalți europeni sunt ceva mai longevivi. Polonezii, de exemplu, depășesc cu 8 ani vârsta la care își încheie activitatea profesională, iar spaniolii cu 12 ani și jumătate.
Potrivit datelor, în medie, bărbații români trăiesc până la vârsta de 70 de ani, iar femeile până la 78 de ani. Comparând speranța de viață din 2020 cu cea din 2019, aceasta a scăzut cu peste un an în 9 state membre, precum Belgia, Bulgaria, Cehia, Spania, Italia, Lituania, Polonia, România și Slovenia, și a crescut cu o valoare modestă de o lună în Danemarca și Cipru. Țările care nu au avut o scădere a speranței de viață sunt și țările care au programe foarte bune de prevenție pentru diferite boli. Încă o informație pe care probabil că nu voiați o auziți. Cercetătorii anunță un val nou cu infectări cu aceste noi subvariante ale Omicron. Specialiștii în domeniu spun că imunitatea dobândită prin îmbolnăvire nu este nici măcar suficientă pentru a face față celor două tulpini noi, BA4, BA5. Vaccinarea rămâne în continuare singura opțiune pentru o imunitate mai bună în fața acestei boli. O echipă de cercetători din Africa de Sud a descoperit că două subvariante ale tulpinii Omicron pot infecta mai ușor persoanele care au trecut prin boală decât pe cele vaccinate. Specialiștii estimează că poate apărea astfel un nou val de îmbolnăviri în zonele cu rată mică de vaccinare. În momentul în care obții o imunitate colectivă prin vaccinare, ne așteptăm ca aceasta să fie mai durabilă și datele au venit încă de la primele vaccinări administrate. Însă imunitatea după boală pare să fie mai limitată în timp și durează un timp ceva mai redus decât cea după vaccinare. Cercetătorii au analizat subvariantele BA4 și BA5 ale Omicron, pe care Organizația Mondială a Sănătății le-a adăugat luna trecută pe lista celor aflate sub monitorizare. În cadrul studiului, oamenii de știință au prelevat probe de sânge de la 39 de participanți infectați cu Omicron. 15 participanți erau vaccinați, în timp ce restul de 24 nu. În cazul persoanelor nevaccinate a fost constatată o scădere de aproape 8 ore a producției de anticorpi în cazul expunerii la BA4 și BA5, comparativ cu subvarianta BA1 a Omicron. Țările Europei Vestice au atins acoperit vaccinarea de între 70 și 95% cu schema completă de vaccinare, ceea ce acest lucru creează premisele unei evoluții mult mai blânde. Ce se va întâmpla în România, unde nu avem decât 50% populație cu schema primară de vaccin, nu cu schema completă, este o întrebare la care va trebui să găsim răspunsul în viitor. Africa de Sud ar putea intra într-un al cincilea val de COVID-19 mai devreme decât se estimase, au anunțat vineri autoritățile și oamenii de știință, pe fondul unei creșteri susținute a numărului de cazuri de infectare cu subvariantele BA4 și BA5 ale Omicron. Până în momentul de față, doar 30% din populația de circa 60 de milioane a Africii de Sud este complet vaccinată. Ziua de astăzi, 2 mai, este una foarte importantă în lumea slavă. Este Paștele Blajinilor, este ziua în care viii se întâlnesc cu morții la masă, la cimitir. Nu este o metaforă, chiar există acest obicei. Oamenii duc mâncare în cimitire și mănâncă alături de cei trecuți în neființă. Este o zi ale cărei semnificații le analizăm alături de Vasile Ernu. Bună ziua, domnule Ernu, vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Un editorial interesant pe care îl semnați astăzi în Libertatea, ziua în care viii se întâlnesc cu morții la masă, la cimitir. Ce înseamnă, de ce e atât de important Paștele Blajinilor în Ucraina, Rusia, Republica Moldova? Care este semnificația acestei sărbători? Da, e o sărbătoare cu o veche tradiție, cu origini păgâne. Se știe, chiar dacă ea a fost creștinată, ca să zic așa, preluată de spațiul ortodox pravoslavnic, e sărbată în partea est a Europei. În Basarabia a devenit cea mai importantă sărbătoare și explic de ce. Pentru că este, dacă la Crăciun cei plecați pot lipsi, dacă la Paști mai pot lipsi, la Blajini aproape că nu este voie să lipsești. Culmea că nu nimerește Blajinii, această sărbătoare este de obicei după Paștele
creștin, ortodox, săptămâna de după, și se face de obicei într-o lună, adică nu e duminica cum suntem obișnuiți cu Paștele. Vin din toată lumea, dacă sunt plecat sau nu, indiferent unde se află, se încearcă să vină fiecare acasă, adică la locul de baștină, de unde e născut. Și atunci este un ritual mai complex în care e legat de foarte mult de memorie, de amintire, de memorare, comemorare, pentru că e legat de cimitir. Se mai zice și Paștele Morților, în sensul în care se încearcă o legătură între cei vii și cei morți. Există o perioadă de pregătire a cimitirilor, se face curățenie generală în cimitire. Fie care își pregătește mormântul sau cei care sunt plecați, fie plătesc pe altcineva să se ocupe, fie ei direct vin cu câteva zile înainte și pregătesc cimitirul, mormântul. Asta se întâmplă în vremuri de pace, dar dumneavoastră evocați aici importanța acestei sărbători în țările aflate în război, în Ucraina, în Rusia. Cu atât mai, ea devine cu atât mai semnificativă, pentru că cumva încearcă să ne pună împreună, pentru că este ideea de a pune împreună pe cei plecați, comemorarea celor plecați, cei morți, cei vii care sunt rămași, ideea de a trăi, de a conviețui împreună, ideea de a împărți împreună, pentru că sărbătoarea e legată foarte mult de cei care vin, trebuie să aibă să dea ce se numește pomană. Adică în pomană, în termenii, în cultura slavă, înseamnă a pomeni, adică a comemora, și dai numele a cuiva, adică e o cultura redistribuției, a darului. E foarte, cu atât mai important în acest context al războiului, toată lumea e spartă, există o ură, o furie, o nemulțumire generală ce se întâmplă în zonă, și asta face ca această sărbătoare cumva să ne pună pe gânduri, în sensul în care trebuie să încercăm să înțelegem că suntem vecini, suntem alături, suntem împreună. Și trebuie, așa cum strămoșii noștri sau cei care au plecat au trăit împreună cu vecinii noștri, trebuie să încercăm și noi să trăim împreună, să împărțim ceea ce avem, pentru că istoria ne arată că de câte ori am dus războaie, am avut de suferit, și de câte ori am încercat să împărțim împreună, să ne ajutăm, a fost mai bine. Adică este o sărbătoare care ne învață cumva cum să trăim în pace unii cu alții. Da, credeți că soldații, cei care sunt pe front, pe ambele fronturi, mai sunt sensibili la o astfel de sărbătoare? De multe ori nu ne dăm seama, dar cred că sunt o mulțime de gesturi. Pentru că în război există multă violență, există multă ură, există multă furie. Dar în același timp există o mulțime de gesturi care sensibilizează mult. Adică o bătrână care iese și dă de mâncare soldatului, indiferent că el este ocupant sau în retragere. Și aceste lucruri umanizează, pentru că acești copii, acești cei care luptă, în marea parte a lor, nu sunt vinovați direct. Evident că au responsabilitatea, că sunt partea războiului, dar sunt niște oameni care undeva acolo, la Kremlin sau la Kiev sau la Washington, au luat niște decizii proaste, în cazul dat la Moscova de obicei, în numele lor, și atunci aceste mici gesturi pot produce minuni, în sensul în care pot produce cel puțin mai puțină moarte, mai anumită reținere, mai puțină violență. Eu sper foarte mult, adică eu cred că gesturile astea mici contează foarte mult. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule Ernu, pentru intervenția dumneavoastră. Foarte interesantă această revenire la memorie, la tradiție, Paștele Blajinilor, care se serbează în Ucraina, Rusia, și este un prilej de împăcare, spunea Vasile Ernu. După acest weekend cu soare, în cea mai mare parte a țării se instalează din nou vremea instabilă, nici asta nu voiați să aflați. Va ploua în partea de nord-vest și la munte, vor fi și descărcări electrice. Haideți să vedem cum se anunță vremea în zilele următoare. Așteptăm pe arii în general restrânse, astăzi în partea de nord-vest și la munte, mâine în nord-nord-vest și la munte și izolat în centru, iar perioade cu ploi pe suprafețe mai extinse avem parte miercuri, când local în jumătatea de nord a teritoriului
și izolat în restul țării vor fi ploi de scurtă durată însoțite de fenomene electrice. De joi, vremea bună își reintră în drepturi, iar pe sfârșit de săptămână temperaturile vor ajunge până la 25-26 de grade Celsius în partea de sud a țării. De joi, vremea intră în ameliorare, iar ploile de scurtă durată se vor semnala din nou doar pe suprafețe restrânse în partea de vest și nord-vest, iar din punct de vedere termic, dacă spuneam astăzi și mâine valori de temperatură normale pentru perioada în care ne aflăm, spre exemplu, astăzi în orele amiezii așteptăm la scara întregii țări temperaturi maxime cuprinse între 14 și 22, chiar 23 de grade în partea de vest, cu 20-21 de grade în capitală. La fix știrile orei pe B1 TV, să aveți o după-amiază liniștită.